Vă salut din nou. Continuăm mai departe cu topitul cherry. Ia uitați aici, așa cum am spus, 6 căldări a intrat de boștină cu ceară, cu apă împreună. Și acum tăticul așează. Îl mai ridică puțin. Așa. Mai învârtim, îl presăm încet, încet. Ia uitați cum curge, cât de frumos curge ceara prin sacul ăsta. Foarte frumos. Deci aici în sac va rămâne doar boștina. Altceva nimic. Deci uitați cum începe ceara să lipească de pereți, deoarece încă nu s-a încălzit, prea puțin s-a încălzit pereții, dar când începem a presa, el se lipește, se înferbântă pereții așa că nu poți ține mâna și se scurge toată ceara, nu mai rămâne nimic pe pereți. Și acum punem capacul. Deci vă spuneam că mânerile astea sunt tare importante. Punem vintul. Aici puteți folosi un vint mai subțire, nu-i neapărat așa gros, noi așa am avut. Aici punem niște cuie. La început se învârtește ușor. Avem un cleștie care, când se înferbântă, apucăm. Da, o să arătăm. Să arătăm cum luăm. Mai se vede cum ceara este aruncată pe pereți. Deci nu-l forțăm, încet ușor. Uitați, așa și frumos curge. Deci ceara se ridică și pe deasupra. Oricum ea va curge jos. Deci pereții s-au înfierbântat deja. Așa, e acum urmăriți cum pereții se curăță de ceară. Uite că aici e scurat deja. Temperatura curăță tot. Nu-l grăbi, lasă-l încet. Și după ce îl strângem o dată, iarăși îl desfacem, îl mai învârtim, îl mai hățânăm. Asta e tare important. Deci cu ajutorul la cleștile astea. Pentru că nu poți pune mâna.
învărtăm din nou. Iarăși începe mai cu forță să curgă ceara. Vă spun că pe metoda asta foarte multă ceară mai câștigăm, pentru că eu țin minte, tatică, că într-un an noi am luat boștina de la topitorul solar și am înferbântat-o aici în apă și am pus-o la presă și am mai scos o 30-40% de ceară. Și mi-am dat seama că câți ani la rând foarte multă ceară am. Prin ce metodă n-am face că punem la plită, că topitorul solar, dacă nu dăm în presă, deci cămașa de la faguri, ceara stopește la temperatură, oriunde n-ai pune-o, că la topitorul solar sau la plită ea se topește, dar stă în cămașa aceea acolo. Asta e, dar presa ajută ca să curgă tot și din, rămâne boștina curată, curată. Asta este boștina. Între timp ce acolo se presează, vreau să vă arăt și boștina. Ia uitați, nu știu cât de clar se vede în cameră. Este foarte uscată, mâna e uscată. Deci atât de uscat și atât de presată încât nici albinele, iată, ele sunt spatele stupelor aici de la terasa de jos. Și albinele nu au treabă cu dânsa, atât de uscată-i. Deci avem comenzi și de boștină, o folosesc în diferite tratamente de reumatism și alte lucruri, eu aici nu mă prea pricep, dar avem comenzi și de boștină. Și ce facem? O lăsăm 2-3 zile așa să se mai zvinte puțin. Și după care o depozităm așa în saci. Deci, uite, asta este legat de boștină, este foarte bună. Deci nu se aruncă nimic. Este foarte important și boștina asta în apicultură. Asta este. Haideți să vedem acolo ce s-a întâmplat cu ceara. Uite, cam atâta punem într-o căldare, deoarece pe urma se primește calupul de ceară prea mare. O să pot singur? Hai să ridic și eu. Deci, ia uitați aici, dacă umplem să fac calupurile prea mari și de acum știm, nu umplem bine, pentru că calupurile să fie mai mici. Ia uitați de acum cât s-a coborât. Deci rămâne foarte puțin în sac, doar boștină curat. Vârtește. Acum care curge la urmă, e mai mult ceară curat. Deja apa a plecat. Deci aici e grăsimea. Să zicem așa, e cel mai mult. Deci ia uitați-vă cum sare pe pereți și deodată se încheagă. Deci aici e ceară curat, prea puțin apă rămâne la fund până la urmă.
Deci punem capacul, că deja albinele încep să iasă albinele. Deci cam, deci presăm până la maxim. Acum nici nu pot să filmez până la capăt, pentru că aici mai lăsăm vreo 10 minute să scurge, iarăși mai învârtim, iar lăsăm vreo 10 minute. Ar dura o jumătate de oră până scoatem tot de aici. Asta am vrut să vă arăt, eu vă doresc numai bine și dacă ați avut de învățat ceva, puteți să faceți acum cât încă este frig, undeva la o încăpere, așa, la un dos, putem să facem și așa ceva, că nu-i nimic costisitor. Numai bine și sănătate!